Ok, lasă-mă în pace. Aula, bro, 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 era un alt. Astăzi vom merge la un McDonald's din Minecraft la ora 1 dimineața. Băieți și fete, astăzi facem un episod super, super creepy, deoarece ne aflăm într-un McDonald's mântuit din Minecraft la ora 1 dimineața. În cazul în care v-ați uitat la clipurile mele, știți că niciodată nu ar trebui să mergi noaptea într-un McDonald's din Minecraft. Însă acum, boys, este puțin trecut de ora 1 și eu mă aflu într-un McDonald's din Minecraft. Tot ce trebuie să fac, boys, este să supraviețuiesc până la ora 6. Se zice că McDonald's-ul ăsta e așa. Băi, zice cineva acolo. Băi, cineva acolo, bă. Bă, voi vedeți playerul ăla. Se zice că McDonald's-ul ăsta e așa de bântuit încât nu poți supraviețui până la ora 6. Și cam asta trebuie să fac eu. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Harta se numește The Trail at McDonald's și hai să vedem, băi, ce putem face. Ideea e că trebuie să supraviețuim până la ora 6 dimineața. Pe aici se iese, gen, și da, boys, o să explodăm puțin McDonald's-ul și o să aflăm ce, să vedem care e treaba cu orele și cu toate chestiile astea. Am apăsat pe asta, cred că e mașina care aduce mâncare la McDonald's. Ok, boys, ideea e că eu mă voi plimba pe... Hopa! Ăsta cred că e un vent, bro! Se aude ceva! Mamă, mi-e frică! Oh, bro, ce chestia! Bă, ce chestia! Mamă, lasă-mă în pace! Ok, lasă-mă în pace. Aula, bro, era un alt McDonald's. Mamă, sunt în baie, mamă, uitați-l. Bă, mi-e frică, băi, trebuie să supraviețuiesc până la ora 6 dimineața, nu știu dacă o să reușesc. Ideea e că, mamă, uite și pe ăla, uite și pe ăștia, mamă, peste tot sunt ăștia. Mamă, o să merg prin vent. Ok, pentru că, fiți atenți, boys, vreau să vă arăt cum am intrat aici, știi ce zic? Deci acolo sunt creaturile. Boys, deci trebuie, eu cred că trebuie să ignor sunetele, pentru că, dacă o să merg după fiecare sunet. Uite și cineva. Uite-l. Sper să nu mă vadă. Uite-ți buzi la ăla. Sper să nu mă vadă. Nu m-a văzut. Ok. Mamă, mi-e frică rău de tot. Mamă, vine. Se apropie. Uite-ți la acolo. Mamă, mi-e frică rău de tot. Mi-e frică rău de tot, vă zic. Ok. Hai să vă arăt pe unde am intrat în McDonald's-ul ăsta. Să nu mă vadă nimeni. Uai. De sunt căcat pe mine, vă zic. Uitați, pe aici am intrat, gen. Aici e intrarea. Ok, arăsă o chestie ciudată. Mamă. Bro, ce-i cu creatura aia ciudată? Ora 1 dimineața, ok, lasă-mă în pace, bro. Mamă, deci nu pot să fug, lasă-mă în pace. Ok. Mamă, aici e... Ok, vent aici, hopa, unde ne duce ăsta? Bun, deci a zis că a făcut ora 1 dimineața, pe acolo am intrat, bro, și aici sunt în spatele bucătăriei, într-o fel, a zis că am intrat în bucătăria din McDonald's și sunt urmărit de foarte, foarte multe dalea. Boi, s-a făcut ora 2 dimineața, let's go, au trecut deja 2 ore, mai sunt încă 4, babă, ben. Deci, bă, mi-e frică rău de tot. Unde-i ăla micu? Aici trebuia să fie, boys. Ok, asta e zona de copii, gen. Uitați-vă, e zona de copii, am înțeles, bro. Bun. Bro, dacă ne uităm pe aici. Uitați-l pe Ronald McDonald. Uitați-l acolo pe Ronald McDonald. Let's go. Aule, mamă, micuțu, mamă, cum nu l-am observat. Mamă, lasă-mă în pace, frate. Mamă și Tasu după mine, mamă, amândoi, bro. Ok, asta e o premieră, man. Vine și Ronald McDonald și Fisu după mine. Mamă. Bă, m-au pierdut? Uitați-l. Uitați, bro, cum se uită la mine acolo, mamă. Zic, e creepy. Rămâne de tot pe bune, mă zic, mamă, sper să nu mai dau de nimeni pe aici. E cineva aici, boys. Mamă, uitați-vă. E... A, ba nu, e în ventul ăla? Ba nu, e acolo. Iar micuțul Ronald, e la ala de copii, uitați-vă la el, el nu mă vede pe mine. E la jocul, la locul de joacă pentru copii. Deci, bă, ăsta până acum, micuțul mi-a pus cele mai multe probleme din toți mobii, pe bune. S-a făcut ora 3 dimineața. Boys. Ok. Mai avem încă 3 ore de supraviețuit. Mai avem încă 3 fucking ore de supraviețuit. Bănesc că nu o să fie așa de greu, nu? Adică, dacă ăștia până acum nu m-au dovedit, am avut anumite d-astea în care era să mor și să-mi pună capăt pe bune. Mamă, să nu intre unul în vent. Nu știu, nu i-am văzut pe ăștia să intre în venturi, gen, știi? Și dacă ar intra acum, mi s-ar părea foarte, foarte ciudat, gen, da? 4 dimineața, boys, ok. Ok, deci este ora 4 dimineața, mai avem încă 2 ore și vom supraviețui, let's go, man. Și vom reuși să ieșim din McDonald's ăsta bântuit. Băi, ideea e că fiți atenți, uitați-vă la chestia asta, boys. Dacă merg aici și încerc să mă duc la exit room, nu mă lasă. Ce trebuie să se facă 6 dimineața ca eu să pot să ies din McDonald's ăsta bântuit și afurisit pe bune. Ce, uitați-vă, aici este ieșirea, exit, scrie
clar, bro, efectiv. Eu nu pot să, nu pot să o accesez, bro, pentru că nu s-a făcut 6 dimineața, gen. Ideea e că, bă, eu cred că eu am fost lăsat aici din greșeală, gen, de către vreun vreun boss sau ceva de genul. E micuțul? Ba nu, uite, aici cred că e Ronald, fiți atenți, boys. După ăsta e Ronald și cu fiusul. Uite-l pe Ronald, acolo sus, uite-te la el, uite-te la el, bro. Mama, ok, a fugit, mama, sper să nu vină la mine. Și uite-l pe fiusul acolo, jătici, uite-ți-vă la aia doi, man. Bă, uite-l pe Ronald și cu fiusul, man, asta e creepy rău de tot. Sper să nu sară vreunul pe mine sau ceva de genul, ar fi foarte nepoliticos din partea lor. Așa că eu, boys, o să încerc să-mi păstrez calmul și să nu mor pe aici, mamă. Ok, ok, mamă, se mișcă. Sper că m-a văzut. Ba da, m-a văzut. Fuck, m-a văzut. M-a văzut ora 5 dimineața. Boys, mai avem încă o oră și o să supraviețuim. Let's go. Dacă o să supraviețuim, deci pe bune, mamă, dar unde duce ventul ăsta? Ok, în camera asta. Bro, mai avem încă o oră. Încă 60 de minute și o să supraviețuim, pe bune, why? Sunt excited rău de tot. Niciodată n-am fost în locul ăsta, ok. Ok, bro, ok, hai să vedem. Oamenii mei mă îndrept către locul unde am fost, gen, am fost prima dată. Ideea e că am auzit foarte, foarte multe sunete și din moment în moment trebuie să se facă ora 6 dimineața și eu să ies din locul ăsta, bless de mapă, deci abia aștept. Însă, bro, mi se pare super, super creepy ce se întâmplă și sper, gen, sper pe bune să nu mă prindă nimeni. A fost foarte, foarte greu, a fost de, gen, foarte multe ocazii în care ăștia puteau să mă prindă, gen. Ideea e că eu mă prind peste tot pentru că intră prin venturi, intră peste tot. Uitați-vă, stai, 2 secunde. Unde? Bro, uite-ți-vă cine e aici. Cine? Cheche micuțul. Ba nu, e Ronald. E Ronald și acolo mai e cineva, însă unde e fiul lui Ronald? Ăsta poate să-mi sară în față în orice moment. Băie și fete, încă puțin. Încă puțin și se face ora 6 dimineața. Bă, deci am atât de emoții, mă, sunt așa de ciudat. Deci pe bune, sper să se facă ora 6 dimineața. Însă, bă, parcă nu se mai face. Deci aștept aici de o tonă de timp. Uite-l pe ăla, bro. Ok, ok. Nu știu care e treaba cu băiatul ăla, însă mi se pare caracterul super creepy. Sper acum să nu cumva să se întâmple ceva, să fiu luat din două pără sau ceva de genul, gen, și să mă moare băieții. Eu am încredere, bro, mai e puțin până să facem 6, bă, dar hai să se facă o dată, pe bune, că scăca pe unde, m-a văzut ăla. 6 dimineața, boys! S-a făcut ora 6 dimineața și am supraviețuit în cel mai bântuit McDonald's. Trebuie să vorbești puțin mai încet în cazul în care ciudat e aproape 2 dimineața, acum fie vorba între noi. Ei bine, băieți, aici s-a terminat jocul, uitați-vă la chestia asta, a fost făcut de băiatul ăsta. Uite, uitați-te, Frenchie, că o să ne vedem. Hai că o să ne mai vedem, frate meu. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu acest episod, a fost ceva super, super creepy. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem, uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea cu un episod de noi. V-am pa pe toți, pa, pa.